era făcută pentru teatru, iar acesta i-a oferit bucuria pe care ea a dăruit-o publicului. Cum era Maria Filoti pe scenă? Imaginați-vă o ființă omenească acoperită de un miliard de licurici. Asta spunea Nicolae Haralambie, carandino, ziarist, cronicar plastic și dramatic, născut în Brăila ca și renumită actriță. Maria Filoti urmează clasele primare la Brăila și tot acolo școala secundară de fete. Bacalaureatul îl susține cu dizertația Opera politică și literară a lui Dimitrie Cantemir. Președintele comisiei de examinare era profesorul universitar Ștefan Sihleanu, directorul general al teatrelor în acea perioadă, și acesta este surprins de calitățile tinerei. Tot el avea să aibă un rol important în alegerea profesională pe care Maria Filoti avea să o facă mai târziu. Se înscrie la Universitatea București la litere, filosofie și drept. Dar până la urmă, îndrumată de Ștefan Sihleanu, alege conservatorul de muzică și artă dramatică, unde este eleva marii actrițe Aristița Romanescu. Termină cursurile în 1906, prezentându-se la absolvire cu roluri în piesa Frații, unde dădea replica altor colegi, și piesa Fântâna Blanduziei. Examenul are loc la Teatrul Național București, unde era director Alexandru Davila. Acesta este gata să-i ofere un contract pe scena bucureșteană, dar Maria alege Iașul pentru că semnase deja cu directorul teatrului de acolo pentru sesiunea din toamna anului 1906. Acolo este pe rând Berta din Victimele legii, Germain din Bania lui Octave Mirbeau sau Clara Torini din Jucătorii de cărți de Haralamb Leca. Lucrurile se schimbă repede în viața tinerei actrițe, iar în aprilie 1907 semnează cu Teatrul Național din București, unde debutează la deschiderea stagiunii cu rolul Vidrei din Răzvan și Vidra de Bogdan Petriceicu HD. Nu era celebră, dar era deja un nume în lumea scenei, iar din 1909 primește o bursă de un an la Viena pentru specializare. În timpul războiului se refugiază la Iași, lucrează într-un spital de campanie, îngrijește răniți și continuă să joace în spectacole montate pe scenele locale. Revine în capitală, unde este parteneră cu actori celebri cum ar fi Constantin I. Notara, Grigore Vasiliu Birlic, Aristița Romanescu sau Marioara Ventura. 45 de roluri principale în 167 de piese. În 1929, după ce o vede în Pariziana de Henri Beck, Mihail Sebastian spunea: și-a construit rolul patetic cu resurse de comediantă mare, făcându-ne să uităm tot ce ar fi fost fals sau vechi. A creat o femeie, a schițat un caracter, a descoperit un umor ascuns, a făcut să strălucească o replică ștearsă. Încă un mare succes al unei mari actrițe. Și tot în 1929, vocea Mariei Filoti se aude în eter, în direct, în prima piesă radiofonică realizată în România. Era vorba de Ce știe satul de V al Jean, unde parteneri îi erau Ronald Bulfinski și Victoria Mierlescu. Apare și în filme: Independența României în 1912, Pe valurile fericirii în 1920 și Visul unei nopți de iarnă în 1943. Dar viața ei a fost scena și oamenii ei. Din 1930 devine președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici și reprezintă România în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru. Iar în cei 30 de ani de profesorat a transmis pasiune pentru scenă unor alți viitori mari actori: Irina Răchițeanu, Claudi Bertola, Eugenia Popovici sau Elvira Godean. Se stinge din viață în noiembrie 1956 și în același an regizorul Savel Stiopul realizează filmul documentar Amintirea unei actrițe. Casa în care a locuit, în București, pe strada Vasile Pârvan, este transformată în 1965 în muzeu. Colecția memorială Maria Filoti prezintă vizitatorilor fotografii, documente și obiecte personale care recrează universul unei epoci, marile momente ale carierei sale, dar și universul personal al artistei. Dacă ar fi să reîncep viața și ar fi să aleg între munca istovitoare din teatru și o viață tihnită și îmbelșugată, mă întrebați ce aș alege? Teatrul. Spunea despre ea însăși Maria Filoti, actrița al cărei nume îl poartă și astăzi Teatrul din Brăila.